Bună dimineața! Bine v-am regăsit la cea de-a patra conferință de presă organizată de Misiunea Promolex de monitorizare a alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. În cele ce urmează voi prezenta conținutul raportului de monitorizare. Înainte de aceasta, totuși, aș vrea să atrag atenție tradițională câteva chestiuni generale. În primul rând, perioada de monitorizare inclusă în acest raport se referă la acele constatări care au fost transmise de către observatorii noștri pe termen lung din teritoriu în perioada de timp 30 septembrie, 13 octombrie. Și în ceea ce privește aspectele de finanțare a campaniei electorale, se referă la perioada de 2 octombrie până pe 9 octombrie 2020. Țin să reamintesc și să mulțumesc pe această cale partenerilor noștri, donatorilor care contribuie financiar și tehnic la susținerea misiunii de observare. Este vorba de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Este vorba de Fundația Soros Moldova, care contribuie la această misiune prin două proiecte. Unul legat de monitorizarea discursului de ură, inclusiv în cadrul campaniilor electorale. Și al doilea aspect legat de dotarea tehnică cu echipament a observatorilor implicați în misiunea de observare și observarea mai detaliată, mai specială în ceea ce privește exercitarea dreptului de vot în diasporă și în secțiile de votare unde vor vota alegătorii din regiunea transnistreană. La fel, Consiliul Europei, care finanțează activitatea de observare a alegerilor în circa 50 de secții de votare constituite peste hotarele țării. Și, în ultimul rând, vreau să subliniez și să mulțumesc colegilor noștri din Platforma Europeană pentru Alegeri Democratice, EPDE, grație cărora reușim să asigurăm traducerea și transmisiunea concomitentă a acestor evenimente de presă în limbile engleză și rusă și cu asigurarea traducerii mimico-gestuale. Încă o dată subliniez care este scopul rapoartelor intermediare elaborate de Asociația Promolex. În primul rând, au scopul de a informa cetățenii, opinia publică și actorii interesați despre mersul procesului electoral. În al doilea rând, raportul și constatările noastre au scopul de a preveni anumite situații problematice în viitor și, în ultimul rând, acest raport trebuie să fie tratat în calitate de sesizare a observatorilor în adresa organelor electorale, așa încât ultimele să reacționeze în special pe acele aspecte mai problematice pe care noi le-am evidențiat sau le-am subliniat în acest raport. În continuare, eu tradițional voi trece pe aspectele principale care au fost reflectate în raportul de monitorizare intermediar numărul 4. Deci, în primul rând, câteva aspecte legate de deficiențele cadrului legal. Aici trebuie să subliniem faptul că, din punctul nostru de vedere, cadrul legal, la momentul de față, nu oferă o posibilitate de o competiție corectă pentru toți concurenții sau candidații înregistrați în cursa electorală, atunci când, prin anumite aspecte administrative, activitatea acestora este limitată. În speță este vorba de refuzul băncilor comerciale din Republica Moldova de a deschide
cont fond electoral pentru candidata Violeta Ivanov, desemnată de partidul politic Șor. Aici trebuie să subliniem că legislația este imperfectă din considerentul că obligă candidații să utilizeze conturi bancare pentru tranzacțiile pe care le fac în vederea finanțării campaniei acestora, dar nu obligă băncile comerciale să asigure deschiderea unor astfel de conturi pentru toți candidații care sunt înregistrați oficial în cursă electorală. Deci, din acest considerent, din punctul nostru de vedere, aceste prevederi legislative trebuie să fie revizuite și, în ultimul rând, țin să subliniez că asta nu este unicul caz și în campaniile precedente au fost cazuri izolate de acest fel, în care băncile comerciale au refuzat deschiderea conturilor bancare și, respectiv, suntem în situația în care intervenția Parlamentului este necesară. Al doilea aspect problematic, care trebuie să fie reglementat din punct de vedere legal, care a fost subliniat și în hotărârile Curții Constituționale anterior, atunci când a examinat situații de recunoaștere a legalității a legilor și validarea mandatelor, este vorba de susținerea tacită și activă din partea partidelor politice, care oficial nu se află în competiție electorală, în suportul unor candidați în alegeri. În cazul de față este vorba în special de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care practic deschis face campanie prin intermediul membrilor și simpatizanților săi în favoarea candidatului independent Igor Dodon. Și țin să reamintesc că iarăși astea nu sunt situații izolate care se repetă doar în acest scrutin. Astfel de situații și probleme au fost raportate de observatorii Promolex și în scrutinele precedente, scrutinul din 2016, când doamna Maia Sandu a beneficiat de suportul deschis a platformei, da, este vorba de cazul alegerilor parțiale din circumscripție electorală Hâncești în anul 2020, când candidatul independent Grigore Kobzac a beneficiat de suportul Partidelor Unității Naționale și platformei DA în campania organizată de dumnealui. Din punctul nostru de vedere, sunt necesare intervenții legislative care să reglementeze și astfel de situații, ori suntem conștienți cu toții că atunci când partidele se implică în campanie, sunt utilizate diferite resurse administrative, umane, tehnice, logistice, care nu sunt raportate corespunzător în rapoartele financiare ale concurenților, ale candidaților desemnați. Un alt aspect analizat de noi în ceea ce privește prevederile cadrului legal ține de imperfecțiunea legislației în ceea ce privește suspendarea din funcție a președintelui în exercițiu. Aici vrem să atragem atenție și să subliniem că potrivit opiniei Comisiei de la Veneția, emisie încă în anul 2019, ultima a recunoscut drept benefice și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, suspendarea președintelui pe motive care pot fi verificate și a făcut referire în special la concediile medicale, spre exemplu. Și a spus că în această perioadă este posibil și poate fi aplicată situația de interimat a funcției. În speță, în cazul nostru, suntem într-un alt fel tip de concediu. Domnul președinte Dodon a menționat că a beneficiază sau a plecat în concediu din cont propriu pe durată de 35 de zile, adică perioada de campanie electorală, însă nu a fost desemnat și nu a fost instituit interimatul funcției de președinte, probabil inclusiv datorită acelor prevederi legislative imperfecte care există la momentul de față. Legat de
aspecte deja menționate de noi, inclusiv în rapoartele precedente, atunci când vorbim de startul campaniei electorale la aceeași zi pentru toți concurenții electorali, suntem iarăși în situația în care anumiți concurenți electorali, cel puțin doi, Dorin Chirtoacă și Octavian Țicu, au fost înregistrați după data startului oficial a campaniei electorale, după data de 2 octombrie 2020. În acest fel, ei au fost sau sunt dezavantajați comparativ cu alți concurenți electorali care încă cu data de 2 octombrie au și au început campania electorală. Noi suntem conștienți de faptul că listele de subscripții de către acești concurenți sau candidați au fost depuse practic pe ultima sută de metri, în ultimele zile posibile, dar totodată atragem aici atenția la faptul că, spre exemplu, în cazul examinării contestațiilor, legislația prevede foarte exact că contestațiile urmează să fie examinate inclusiv până în ziua alegerilor, indiferent de data de punere acestora, în cazul în care se invocă fapte legate de campania electorală. Și respectiv aici cred că putem sau este necesară aplicarea aceleași analogii pentru a pune pe cântar de egalitate, echitate toți concurenții electorali. Și ultimul aspect care aș vrea să atrag atenție, legat de cadrul legal, ține de decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în ceea ce privește modificarea instrucțiunii cu privire la activitatea în perioada electorală și în context electoral. Aici trebuie să subliniem și să salutăm decizia CNSP, care a menționat că toți alegătorii trebuie să vină în secția de votare cu mască sau să fie dotați cu mască și pentru acele persoane care nu sunt în posibilitate sau care se vor prezenta fără mască, le va fi pusă la dispoziție gratuit de către organul electoral mască de protecție, așa încât să nu fie obstacol în exercitarea dreptului de vot. O altă situație descrisă în aceeași hotărâre se referă la mecanismul de votare pentru alegătorii care prezintă simptome caracteristice COVID-19, în special temperatură ridicată, tuse, etc. Și aici au menționat că dacă acești alegători se vor prezenta până la ora 15:00 la secția de votare, atunci ei nu vor fi admiși în secție, însă vor fi incluși în lista electorală pentru votare la locul aflării și dacă această categorie de alegători se va prezenta după ora 15:00, organele electorale vor găsi soluții pentru a asigura exercitarea dreptului de vot. Aici nu putem fi în totalitate de acord cu decizia Comisiei, pentru că chiar și situația în care cetățeanul sau alegătorul cu semne caracteristice se prezintă până la ora 15:00, dar el votează în secțiile de votare constituite pentru alegătorii din regiunea transnistreană, spre exemplu, sau alegătorii de peste hotarele țării, unde nu există liste de votare la locul aflării, deci ei practic nu vor putea vota și respectiv situația lor rămâne incertă. În acest punct de vedere, noi considerăm că această diferențiere până la ora 15:00 și după ora 15:00 nu este reușită. Al doilea aspect ține de reglementarea mecanismului în care vor vota categoriile de persoane care se află în autoizolare. Și aici Comisia a menționat că aceste persoane trebuie să depună cereri pentru votare la locul aflării și respectiv nu trebuie să se prezinte la secția de votare. Din punctul nostru de vedere, la fel este o decizie parțial reușită, pentru că necesită o informare mult mai amplă pentru această categorie de persoane. Și țin să reamintesc că în această categorie noi avem
La momentul de față, peste 40.000 de persoane care sunt bolnave, care sunt în autoizolare sau au statut de contactați și respectiv nu pot părăsi oficial domiciliul. Din punctul nostru de vedere, este mai reușită și mai necesară colaborarea dintre instituțiile medicale, medicii de familie și organele electorale, care să pună la dispoziție organelor electorale, după modelul deja existent în spitale, etc., listele cu persoanele respective și acestea automat să voteze la domiciliu. Și aceasta să fie foarte clar menționat, inclusiv atunci când persoana se include în lista, fie persoană contactată, fie persoană în autoizolare, fie persoană bolnavă a COVID-19. Legat de activitatea organelor electorale, vreau să atrag atenția la faptul că Comisia Electorală Centrală a activat într-un ritm destul de bun. Au fost adoptate circa 33 de hotărâri pe parcursul ultimelor două săptămâni. 42% din totalul hotărârilor adoptate de Comisia Electorală Centrală se referă la acreditarea observatorilor. Aici aș mai vrea să subliniez că până la momentul de față avem destul de puțini observatori comparativ cu scrutinile precedente. În ultimele două săptămâni au fost acreditați doar 382 observatori naționali și 45 observatori internaționali. La momentul de față avem acreditați de către Comisia Electorală Centrală un număr total de 919 observatori naționali și 121 observatori internaționali, adică puțin peste 1000 de observatori în total în acest scrutin. Al doilea aspect pe care am vrut să-l subliniem legat de activitatea Comisiei Electorale Centrale este adoptarea circularei numărul 8/3014 din octombrie curent, în care Comisia Electorală Centrală a reamintit atât autorităților publice cât și concurenților electorali despre necesitatea respectării legislației în ceea ce privește organizarea campaniei fără implicarea cultelor religioase, fără organizarea transportării alegătorilor și în acest sens a solicitat inclusiv intervenția organelor de drept atunci când astfel de situații se atestă. Din punctul nostru de vedere, inițiativa Comisiei Electorale Centrale este salutabilă, dar este imperfectă din punctul nostru de vedere. În loc de circulară, Comisia Electorală Centrală urma să adopte o hotărâre care să devină obligatorie pentru toate instituțiile vizate, fie că e vorba de reprezentanții administrației publice centrale, reprezentanții organelor de drept, administrații publice locale, cultele religioase sau candidați concurenții electorali. Cu regret, emiterea acestei circulare, care aparent poate servi mai mult ca un document consultativ pentru toți cei vizați, își are inclusiv consecințele de rigoare din punctul nostru de vedere și aici, chiar dacă nu se încadrează în perioada de raportare, nu putem trece cu vederea evenimentele care au avut loc ieri în municipiul Chișinău, atunci când a fost sărbătorit hramul municipiului Chișinău și noi am avut situații destul de sensibile care pot fi calificate atât ca utilizarea resurselor administrative în favoarea unui concurent electoral, fiind vorba de domnul președinte Igor Dodon, cât și încălcarea regulilor sanitar-epidemiologice care sunt dispuse de aceleași administrații publice centrale și locale, specializate și de profil. Și avem de face și cu implicarea deschisă prin transfer de imagine a cultelor și reprezentanților cultelor religioase în campanie în favoarea unui singur concurent electoral sau unui singur candidat. Legat de activitatea Consiliilor Electorale de Circumscripție, observatorii au raportat faptul că majoritatea dintre ele
activează în conformitate cu programul stabilit. Totuși, vrem să atragem atenția și semnalăm anumite aspecte mai problematice pe care le-au observat pe care le-au constatat observatorii, fiind legate de respectarea regulilor sanitare epidemiologice. Potrivit observatorilor, 34% din consiliile electorale de circumscripție nici nu dețin registre speciale de evidență a persoanelor și aspectelor legate de măsurile sanitare epidemiologice. În 50% din consiliile electorale de circumscripție nu se efectuează termometrie persoanelor care vin la ședință sau la în incinta locațiilor unde se amplasează aceste organe. Și în cel puțin 17% din consiliile electorale vizitate de către observatori, persoanele nu poartă mănuși de protecție, așa cum se solicită conform instrucțiunii despre care am vorbit anterior și care a fost adoptată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. La fel, am observat că în cazul a cel puțin 7 consilii electorale de circumscripție sunt abordări diferite vis-a-vis de interpretarea noțiunii de vârstă în ceea ce privește sau raportată la activitatea în calitate de funcționar electoral. Am văzut situații în care anumite consilii electorale de circumscripție au emis decizii obligatorii prin care acei actori care au delegat persoane cu vârsta mai mare de 63 de persoane i-au obligat să înlocuiască aceste persoane. Am văzut situații în care anumite consilii electorale de circumscripție au acceptat participarea în calitate de funcționari electorali a persoanelor cu vârsta mai mare de 63 de ani în baza declarațiilor pe proprie răspundere și am văzut situații în care aceste norme au fost emise cu titlul de recomandare fără a fi obligatorii. Deci, din acest punct de vedere, noi credem că intervenția Comisiei Electorale Centrale este necesară în interpretarea uniformă acestei prevederi, absolut pentru toată gama de actori implicați în procesul electoral. Legat de activitatea secțiilor de votare, atestăm că cel mai probabil datorită condițiilor pandemice, atestăm o descreștere a numărului de secții de votare amplasate în instituțiile școlare și preșcolare. Dacă, spre exemplu, în scrutinul parlamentar din 2019, în instituții școlare și preșcolare au fost deschise 47% din secțiile de votare, atunci în scrutinul curent avem deschise doar 33% din secții de votare. Atestăm prin intermediul observatorilor că constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare a fost efectuată în mare parte în termen, dar totodată atestăm o disproporție evidentă în ceea ce privește aspectul de gen. 83% din componența birourilor electorale ale secțiilor de votare este creată din femei și doar 17% bărbați. Încă o dată mai subliniem acele aspecte problematice pe care le-am menționat în raportul precedent numărul 3, legat de deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Și aici încă o dată atragem atenția la faptul că observatorii noștri au transmis semnale cu referire la diferite aspecte prin care administrațiile publice locale, alegătorii, cetățenii din aceste localități unde vor fi deschise secțiile de votare sunt destul de stresați vis-a-vis de această situație și pot exista chiar și provocări și chiar sunt înregistrate și chemări la violență. În acest context, eu cred că detensionarea situației este necesară și aici rolul
atât Comisia Electorală Centrală, Consiliul Electoral de Circumscripție pentru Regiunea Transnistreană, dar și organelor de drept, în colaborare cu administrația publică locală și locuitorii din aceste localități, trebuie să prevaleze și să fie găsit un consens. Legat de desemnarea și înregistrarea candidaților, atestăm faptul că avem și mai puține dosare depuse comparativ cu scrutinul precedent, dar și mai puțin candidați comparativ cu scrutinul precedent. Deci dacă am avut depuse 13 dosare, doar 9 grupuri de inițiativă au reușit să colecteze numărul necesar de semnături. Din aceste 9 grupuri au fost înregistrați 8 candidați. 4 grupuri de inițiativă nu au reușit să colecteze numărul necesar de semnături. Și aici vrem să atragem atenția că doar un singur grup, în susținerea domnului Oboroc, a restituit listele de subscripție cu semnăturile colectate în adresa Comisiei Electorale Centrale, așa cum este prevăzut de legislația în vigoare. 3 grupuri de inițiativă, așa și nu au restituit până la momentul de față, în perioada de raportare, nu au restituit listele de subscripție care conțin inclusiv date cu caracter personal ale persoanelor care au semnat în susținerea acestor persoane. Dacă ne uităm la corectitudinea întocmirii listelor electorale, trebuie să atragem atenția la faptul că rebutul mediu, adică semnăturile care au fost considerate nule, neavenite sau invalide și au fost excluse din calcul, a crescut în acest scrutin. Dacă la scrutinul din 2016, în categorie, să zicem, rebut, au nimerit 12% din semnături, atunci în 2020 numărul de semnături respinse a crescut la 16%. Cele mai corect întocmite liste sunt în susținerea președintelui actual Igor Dodon, deci doar 9% din semnături au fost respinse și cele mai incorrecte din punct de vedere a legislației par să fi fost listele sau semnăturile colectate în susținerea domnului Dorin Chertoacă, deci cam 25% din toate semnăturile nu au fost luate în calcul și au fost declarate nule și neavenite. În același context, cred că trebuie să menționăm și despre un alt aspect al procesului electoral, soluționarea litigiilor. Aici avem o situație în care în ultimele 2 săptămâni la Comisia Electorală Centrală oficial nu a fost depusă nicio sesizare, nicio contestație, cer scuze. Pe de altă parte, totuși, Comisia Electorală Centrală a examinat două demersuri și plângeri pe care s-a pronunțat și totodată a emis și două soluții pe demersuri care au fost înregistrate la Comisia Electorală Centrală încă la începutul lunii septembrie 2020. Deci vedem că în cel puțin două cazuri Comisia Electorală Centrală a examinat cam o lună anumite aspecte ce țin de procesul electoral. Legat de litigiile la nivelul instanțelor de judecată, atestăm faptul că Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție au examinat în total 7 contestații, din ele 5 au fost examinate în termenul prevăzut de lege și 2 contestații au fost examinate cu abateri minore de o zi, două, de la prevederile legislației în vigoare. Legat de registrul de stat alegătorilor, am observat că Comisia Electorală Centrală încearcă să fie cât mai transparentă și practic lunar sunt publicate în această perioadă informații din registrul de stat alegătorilor. Totuși, legat de registru, sunt careva aspecte care trezesc anumite îngrijorări. Deci lunar se atestă fluctuații de 3-4 mii de alegători
Deci dacă în august am avut o creștere cu 4.000 de alegători comparativ cu luna iulie, atunci în septembrie am avut o descreștere cu 3.000 de alegători. Deci fluctuația practic de circa 3-4.000 de alegători este puțin explicabilă în intervale foarte scurte de timp. La fel observăm că atestăm o descreștere continuă a alegătorilor care au domiciliu și reședință și sunt stabiliți în teritoriul unităților administrativ-teritoriale în care autoritățile constituționale au control eficient și, pe de altă parte, crește constant numărul de alegători care nu au domiciliu și reședință și crește constant numărul de alegători care locuiesc în regiunea transnistreană. Ambele aceste categorii reprezintă cam 15% din toți alegătorii din Republica Moldova și, respectiv, aceste persoane practic nu vor fi incluse în listele electorale de bază. Alte aspecte se referă la prestația administrației publice locale. Aici vrem să atragem atenția la o situație destul de sensibilă, care au mai fost astfel de situații, dar nu atât de amploare, atât de mare. Deci, constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare se face cu participarea administrației publice locale, adică la propunerea administrației publice locale. Avem o situație neobișnuită că 353 de birouri electorale, ceea ce constituie 18% din totalul de birouri care sunt constituite cu aportul administrației publice locale, deci sunt constituite fără a fi desemnate persoane care să reprezinte administrația publică locală. Și cu regret, 305 birouri. Este vorba de toate birourile din municipiul Chișinău, acolo unde Consiliul Municipal Chișinău nu a reușit în termen să adopte decizia corespunzătoare de desemnare a persoanelor în cadrul birourilor electorale și acest număr a fost suplinit din registrul funcționarilor electorale. În context, noi încă o dată reiterăm acele aspecte pe care le-am menționat de fiecare dată, că acest registru a funcționarilor electorale este destul de închis și nu se cunoaște informația cu referire la persoanele care, într-adevăr, sunt funcționari electorali, au trecut cursurile corespunzătoare în conformitate cu acele prevederi legislative care sunt. Și, în ultimul rând, care este mecanismul și modalitatea de selectare și de desemnare a anumitor persoane din registrul funcționarilor electorali și arondarea lor la anumite secții, birouri electorale ale secțiilor de votare. O să trecem la prestația concurenților electorali. Deci observăm că în ultimele două săptămâni concurenții electorali devin din ce în ce mai activi. Observatorii noștri au raportat cel puțin 595 activități de campanie, adică cu mult mai mult comparativ cu perioada precedentă și în care s-au colectat semnăturile. Ziceam de acea problemă legislativă legată de susținerea de către partid politic a unui candidat independent. Astfel, potrivit observatorilor, 38% din toate activitățile de campanie desfășurate de către candidatul Igor Dodon au fost efectuate cu suportul, cu susținerea reprezentanților Partidului Socialiștilor, simpatizanților acestora sau utilizarea tehnică din partea partidului. Legat de cazurile de resurse administrative, noi atestăm noi cazuri, noi situații de acest fel, ce pot fi interpretate drept utilizarea resurselor administrative. Deci în ultimele două săptămâni au fost atestate 18 astfel de cazuri. În 13 cazuri vizează candidatul Igor Dodon și câte un caz domnii Deliu, Usatăi, Năstase și doamnele Ivanov și Sandu.
Majoritatea cazurilor de utilizare a resurselor administrative se referă la utilizarea și implicarea angajaților din structurile de stat, prioritar în timpul orelor de lucru, adică din contul orelor de lucru. Deci e vorba de 13 cazuri din 18 și în 5 cazuri este vorba de asumarea de merite pentru lucrările de infrastructură, lucrările de investiții sau realizări majore pe bani publici, în toate 5 cazuri fiind vorba de asumarea meritelor de către candidatul Igor Dodon. Avem 5 cazuri constatate de observatorii noștri de implicarea a imaginii persoanelor străine, imaginii instituțiilor de stat, simbolurilor de stat în campanie, lucruri care sunt interzise de legislația în vigoare și încă o dată reiterăm că această normă merită a fi revăzută, pentru că practic nu sunt aplicate sancțiuni pentru aceste încălcări și ele sunt și limitează destul de mult libertatea de exprimare. Observatorii noștri au raportat primele cazuri de implicare a cultelor religioase. În cel puțin două situații am atestat deschis implicarea reprezentanților Bisericii Ortodoxe în campanie în susținerea președintelui Igor Dodon și cel puțin patru cazuri potențiale în care reprezentanții bisericii cel mai probabil au avut întâlniri și discuții cu candidatul desemnat și alegătorii din localitățile respective. 6 cazuri atestate deja de observatorii noștri, în afară de acel caz despre care deja am vorbit legat de serbarea hramului municipiului Chișinău, alte 6 cazuri de încălcare a normelor sanitare epidemiologice de către candidați. În 3 cazuri este vorba de candidatul desemnat, candidatul independent Igor Dodon, 2 cazuri doamna Maia Sandu și 1 caz domnul Tudor Deliu. Observăm că concurenții electorali fac uz destul de mult de publicitatea stradală, promoțională și online. De către observatori au fost atestate cel puțin 1554 cazuri de utilizare astfel de situații și cu regret atestăm și primele situații de intimidare sau violență fizică și psihică în campanie, în ambele cazuri, 2 cazuri, victime fiind reprezentanții concurentului electoral Maia Sandu, desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate. Câteva cuvinte despre finanțarea campaniei electorale. Aici am subliniat acel impediment pe care îl are doamna Violeta Ivanov, candidatul desemnat de Partidul Politic Șor, în finanțarea campaniei prin blocarea administrativă de deschidere a contului bancar și respectiv necesitatea de a găsi soluții alternative prin diferite donații materiale pentru a organiza campania. Și din punctul nostru de vedere reiterăm că este necesar intervenții inclusiv legislative care să soluționeze această problemă și totodată să contribuie la transparentizarea finanțării campaniei electorale. S-a vorbit foarte mult pe parcursul unei precedente de acea circulară a Comisiei Electorale Centrale în ceea ce privește finanțarea de către partidele politice a campaniei candidaților pe care i-au desemnat. De către observatori a fost observat cazul de transfer din partea Partidului Acțiune și Solidaritate a sumei de 900.000 de lei, adică peste cele 12 salarii medii pe economie care sunt cumva menționate în acea circulară a Comisiei Electorale Centrale. Totuși, până la momentul de față, nu avem o decizie a Comisiei Electorale Centrale vis-a-vis la această situație.
și o să vedem probabil pe parcursul săptămânii viitoare, cel târziu, care va fi decizia Comisiei Electorale Centrale în acest sens. Pe de altă parte, atestăm două transferuri de 90.000 de lei din partea partidelor Liberal-Democrat și Platforma Demnitate și Adevăr în suportul candidaților pe care i-au desemnat, adică în limita celor 12 salarii medii pe economie, dar totuși fără ca ei să semnaleze și să depună un raport la începutul campaniei electorale. Legat de cheltuielile nereflectate, atestăm o situație destul de îngrijorătoare atunci când absolut niciun concurent electoral, niciun candidat nu reflectă în rapoartele financiare munca agitatorilor și voluntarilor care sunt implicați în campanie, deci lucruri vizibile pe care le vede fiecare cetățean, fiecare alegător din Republica Moldova, și atestăm cheltuieli nedeclarate pentru o săptămână de campanie, pentru prima săptămână de campanie, de peste 809.000 lei de către toți cei 8 concurenți electorali. Dacă să ne uităm pe fiecare concurent în parte, atunci, din punct de vedere a observatorilor, domnul Dodon sau candidatul Dodon nu a raportat cheltuieli estimate la peste 474.000, domnul Năstase cheltuieli estimate la peste 111.000 lei, doamna Violeta Ivanov cheltuieli estimate la peste 105.000 lei, doamna Maia Sandu cheltuieli estimate la peste 67.000 lei, domnul Renato Usatăi cheltuieli estimate la peste 29.000 lei și domnul Deliu cheltuieli estimate la peste 20.000 lei. Se atestă o altă problemă din punctul nostru de vedere în ceea ce privește discursul de ură și instigare la discriminare. Observatorii Promolex au raportat cel puțin 62 cazuri noi în ultimele două săptămâni, ceea ce este cu de 2,6 ori mai mult comparativ cu ultimele două săptămâni de colectare a semnăturilor. Cu regret, în 41 cazuri, autorii discursului de ură și instigare la discriminare sunt concurenții sau candidații desemnați, înregistrați. În 39 de cazuri este vorba de candidatul Renato Usatăi, fiind autor a discursurilor de ură și instigare la discriminare, și câte un caz vizează discursurile domnilor Năstase și Țicu. În afară de acestea, 14 cazuri atestate de observatori în care politicienii au utilizat discursul de ură și instigare la discriminare împotriva candidaților, victime fiind în 6 situații doamna Maia Sandu, 4 situații domnul Igor Dodon, 2 situații domnul Renato Usatăi și câte o situație domnul Chertoacă și Țicu. Și 7 cazuri de utilizarea discursului de ură împotriva membrilor partidelor politice care au desemnat candidați în scrutinul prezidențial. Principalele criterii de utilizare a discursului de ură și instigare la discriminare se referă la apartenența politică, dizabilități, activități profesionale, sex, gen, religie, orientare sexuală sau expunerea opiniei. Și partea cea mai proastă, că atunci când discursul de ură este utilizat la televiziune, acolo unde există moderatori și care pot și trebuie să reacționeze, am atestat zero reacții prompte din partea moderatorilor, prezentatorilor, la utilizarea acestor discursuri de ură. Și câteva cuvinte despre educație civică. După cum am menționat și în rapoartele precedente, Asociația Promolex și partenerii Asociația Promolex desfășoară campania de sensibilizare și informare a politică a alegătorilor din Republica Moldova sub sloganul general Ai Vot. Grupul țintă a campaniei noastre de informare sunt
alegătorii tineri, alegătorii din regiunea transnistriană și alegătorii din, de peste hotarele țării. Deci, în total, au fost desfășurate atât de Asociația Promolex, cât și partenerii noștri, peste 59 activități, majoritatea dintre ele fiind online. Chiar astăzi, Asociația Promolex a lansat inclusiv un spot motivațional de educație civică pentru grupul țintă tineri și sperăm inclusiv pe această cale să contribuim la ceea ca tinerii din Republica Moldova, tinerii alegători din Republica Moldova să conștientizeze importanța votului informat și să vină la scrutin. În ultimul rând, trebuie să atestăm că și Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral și-a intensificat activitățile atât de informare cât și de instruire a funcționarilor electorali și nu doar a funcționarilor electorali, fiind organizate seminare de instruire atât pentru reprezentanții poliției, organelor de drept, cât și pentru judecători care vor sau vor examina litigii electorale. Cam asta au fost principalele constatări care au fost reflectate în cel de-al patrulea raport de monitorizare. Dacă sunt careva întrebări de precizare vis-a-vis de cele ce am menționat sau ceea ce am menționat în raport, eu o să încerc să răspund la ele. Dacă nu sunt întrebări, eu vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept la ultimul raport de campanie, care va fi prezentat deja nu joi, dar vineri, înainte de weekendul în care se va organiza scrutinul prezidențial. Atunci vom vorbi despre ultimele două săptămâni de campanie și vom prezenta constatările noastre legate de ultimele două săptămâni de campanie electorală. Tradițional ne întâlnim aici, în sediul de campanie a Asociației a Misiunii Promolex de Monitorizare a Alegerilor, tot la orele 10 și 30. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez o zi bună și sănătate tuturor celor care sunt în această sală și care ne-au urmărit sau ne vor urmări în continuare. Mulțumesc mult!